astăzi eu sunt la Muzeul Țăranul Român, era zic Muzeul Satului, pentru că Asociația Gradus Art, și nu neapărat Asociația Gradus Art, cât există o persoană, Alexandra, care a avut o idee super frumoasă de a reînvia ceea ce înseamnă tradiția românească, IA și așa mai departe. Și în chestia asta s-a născut un proiect foarte, foarte frumos, o să vedeți voi mai încolo despre ce este vorba. Și aici se întâmplă lucrurile. Avem un meșter care face lucruri de-astea tradiționale. Astăzi o să învățăm să sculptăm. Uitați-vă puțin ce modele. Puțin acesta cu pasăre, mi se pare super. Eu n-aș avea curaj să folosesc lingura asta, dar super frumoasă. Și aici sunt niște flori de colț, din ce văd eu. O compoziție pentru o gravidă, de exemplu. Să se înțeleagă că aduce ea pui, adică aducea după casa, aducea. Acum sute de ani, de felul cum e făcut casa. Nu? Da. Asta, deci e un model nou. Și da, uite, e bun mult, dar asta era. Dar că mă iau, păi nu, că zi, nu știu. Nu le-am mai avut. Să vă fac o demonstrație, la distanța aia nu o să vedeți. Faceți cumva așa și eu. Ca să puteți vedea cum capătă formă lemnul, știți? Cum apar obiectele astea. Cât mai mult, copiii mai aproape. Copilași, uiți-vă pe șer. Aici, în față, așa, nu știu, la munte, știți? Dar poate să-i mai complicat aici, cum am avut. Și o să vedeți cum, dintr-un simplu băț, capătă formă, uitați, o floare de colț. Și nu trebuie decât un singur daltă, un singur vicean sau un cuțit. Eu am un cuțit mai special pentru sculptură, pe care îl folosesc și la linguri, cam la toate folosesc bala. Dar florile astea mi-au făcute și cu un cuțit de bucătărie, dacă este ascuțit foarte bine. Așa. Acum, în final, nu știu, în jur de 15 persoane. Cred că nici nu sunteți mai mulți, nu? 4, 6, 8, 10, ba da, sunteți vreo 20. Nu contează asta. La final vreau să vă lucrez câte o floare din astea la fiecare. Să aveți cadou toți din partea mea. Dar prima, afară de cea pe care o va primi, da? Prima o dau la întrebare. Câștigător. Așa. Și dacă răspunde complet, îi dau un obiect de acolo. Îi dau o vază din aia cu lanele sau cu ce vrea persoana respectivă, da? Bun. Acum eu o să vă fac... Ia, împinge-te lângă, cum nu se numai de... Așa, bravo. Bravo. Ia, așa.
Vezi? Cum e? Ha? E super. Bravo. Păi nu, nu alea. Are ea, ale ei. Ale ei? Nu, ui. Ia să vezi tu cum are frunză și poate. Ia uite. E o frunză asta? Da. Da. Vezi? Ia uite. Ia uite ce de frunze. Câte vrei să-i faci? Patru. Vedeți că nu vă... Nu! E cea mai hoață, cea mai șmecheră. Ea nu scocește ouăle, știi că e puturoasă. E... Avem și noi șmecheri în țară destui. Asta o să vedeți de când deschește mai mare, așa că ele tot fraierez mereu. E, ce se întâmplă? Ea de puturoasă ce e, nu scocește ouăle. Și o găsește în special pe mierlă mai proastă, înțeleg? Că aia nu-și recunoaște ouăle, mierla. Nu și le știe, nici după mărime, nici după culoare. Cucu își cunoaște ouăle la fix, și după culoare, și după mărime, da? Și ce face cucu? Exact așa face cum vă spune meșterul acum, da? Nu, păi face așa, cântă el. Dar știți ce face? Ia ouul lui când vine vremea de clocit, ia ouul lui din cui cu ciocul și se duce în cuibul de mierlei, da? Dă cu gheara un ou de mierlei jos din cuib, da? Și îl pune pe al lui în loc, se duce, face iară un transport. Mierla când vine la cuib, săraca vede ouăle, dar nu știe că sunt ale cucului. Zice că sunt ale ei, că ea dacă nu le cunoaște, e mai naivă, da? Și după, eclozează. Când eclozează, ies cuci în loc de mierle. Și mierla din simțul ăla matern, înțeleg, crește pui, nu contează, poate să fie și crocodil în cui. Ea tot îi crește, știi? Ați înțeles? Cu toate. Ea observă că s-a păcălit, dar e prea târziu atunci și ea nu abandonează puii, știți? Cum fac din păcate unele mame. Nu, mame, mă refer la oameni, da? Așa. Deci mierla crește puii cucu. Aduc câte de șmecher cucu. Și numai pe mierlă o păcălește el. Ca majoritatea păcălește, care le sunt. Eu și cu Mihai suntem la atelierul de sculptură organizat de Gradul Saschi, deci facem noi acum cu elice. Mihai o să le puiești foarte bine. Sperăm să câștigăm concursul. Deja am câștigat un concurs și am primit, haideți să vă arăt, am primit această floricică tată, superbă. Vreți să mai primim, vreți să luăm toate premii. Astăzi le luăm, Mihai? Da. Da? Și le puim bine. Din familia mea, dar nu pot să fac separativ, adică să avantajez pe careva, n-am cum. O să dai eu cu el, fiindcă mă pice mai bine. La revedere, puișul. Hai, dă-o tu pe-a. Dați-mi elicile, copii, pe rând, da, pe rând. Dați așa în colonați, ca să nu dăm de două. Stați cumva în partea asta, și pe lucru, puișul. Oho! Țineți minte că nu am o dată, da? Hai că merge repede, că sunteți puțin, merge repede. Mai dau o dată. Gata. Ia-ți aici altul la...